Frontul de la granița Ucrainei se transformă acum în cel al declarațiilor care vizează România. Țara noastră și Polonia sunt principalele îngrijorări pentru Vladimir Putin. Iar în contextul actual al desfășurărilor de trupe în estul Europei, România pare o țintă a președintelui rus. Marius Saizu vine cu mai multe informații. Bun găsit! Lansatoarele de rachetă amplasate în România și Polonia sunt o amenințare pentru Rusia. Așa a sunat declarația lui Putin după întâlnirea cu Viktor Orban, premierul Ungariei, care a fost un emisar al păcii la Moscova. Pușcăvii ustanovki pro находятся в Румынии и в Польше создаются, скоро будут, наверное, если еще не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать томагавки. То есть это уже не противоракета, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Nu e razvi ni ugroză de la nas. Vizita mea de astăzi este în parte și o misiune de pace și aș dori să vă asigur că niciun lider al Uniunii Europene și al statelor membre nu își doresc un război. Suntem în favoarea unei soluții rezonabile. Politica sancțiunilor este sortită eșecului. Angajamentul intensificat al Statelor Unite ale Americii în Europa sporește consistența și credibilitatea efortului colectiv aliat de descurajare și apărare în spațiul euroatlantic, confruntat în prezent cu amenințări semnificative în partea de est a Europei. Reiterez de aceea, în acest cadru, aprecierea mea deosebită pentru deciziile anunțate foarte recent ale președinților Biden și Macron privind desfășurarea de forțe militare în România. Între timp, la Kiev, parlamentarii ucraineni au arborat drapelele țărilor care îi susțin în momentul acesta, un gest prin care caută să arate Rusiei că nu sunt singuri, chiar dacă nu sunt în NATO acum. În ciuda tuturor asigurărilor, atât oficiale cât și ale analiștilor, că un conflict nu este previzibil în viitorul apropiat, Rusia a trimis pe lângă armată și foarte mulți medici și mai multe spitale de campanie la granița cu Ucraina. În contextul acesta, revenim totuși la România și reacția ministrului de externe de la noi după ce frontul acesta al declarațiilor a trecut de Ucraina și a ajuns la Deveselu și Cogălnicianu. The missile defense site in Romania, for instance, and in Poland represents a threat to the security of Russia, which is absolutely not true. It is nonsense to say that a purely defensive site which is not directed against Russia but to possible missile threats from outside the Euro-Atlantic space represents a threat to Russia. În paralel cu evenimentul ruso-maghiar de la Moscova, secretarul de stat american Antony Blinken a purtat o lungă conversație telefonică cu Sergei Lavrov. Concluzia: niciuna dintre puteri nu vrea să dea înapoi. We don't know what President Putin is going to do, and it is our responsibility to and it's an imperative to keep the door to diplomacy open. That does not mean that we are going to not stand by our own values, which includes our belief that and the belief of NATO countries that that it should be up to NATO members to determine who is able to join NATO, and that the door to that should be open. Pentru a-și arăta susținerea, Boris Johnson a mers personal la Kiev și a discutat cu președintele Zelensky. The UK and other countries will be judged by the people of Ukraine and the world on how we respond and how we help. We are also preparing a package of sanctions and other measures to be enacted the moment the first Russian toe cap crosses further into Ukrainian territory. And we have done all this and prepared all this, not as a show of hostility towards Russia, but as a demonstration that we will always stand up for freedom and democracy and Ukrainian sovereignty in the face of aggression. Armata ucraineană, care, trebuie să recunoaștem, nu este una pe măsura celei a Federației Ruse, anunță sporirea efectivelor cu peste 100.000 de oameni. Pentru a atenua cumva din nemulțumirea populară provocată de această decizie, administrația de la Kiev a anunțat că din 2024 serviciul militar nu mai este unul obligatoriu. Până atunci însă, trebuie depășit cu diplomație momentul actual. Și urmează la București întâlnirea miniștrilor de externe din 9 țări est-europene. Cele mai importante reuniuni ale lui Bogdan Aurescu sunt desigur cu omologul ucrainean, dar și cu cel francez.